Primăria Municipiului București a demarat în capitală campania de combatere a căpușelor și larvelor de țânțari. Pentru combaterea larvelor de țânțari au fost prevăzute 6 tratamente, care se vor realiza etapizat în perioada aprilie-noiembrie, anunță primăria printr-un comunicat. Astfel se va interveni cu 65 de pompe de mână pe toate malurile lacurilor din capitală, în sistemul de apă și canal administrat de APA Nova, dar și în rețeaua de canalizare administrată de Compania Municipală Termoenergetica București, locuri în care se întâlnesc cu predilecție larvele de țânțari, precizează aceeași sursă. În ceea ce privește combaterea căpușelor, pentru anul în curs au fost prevăzute 5 tratamente, care se vor realiza de asemenea etapizat în perioada aprilie-iunie. Luni 13 aprilie și Consiliul Județean Ilfov începe campania de combatere a insectelor de disconfort în toate localitățile din jurul capitalei, cuprinse în județul Ilfov. Acțiunile terestre vor avea loc seara după ora 19 cu insecticidul Simina Plus în doză de 50 de ml pe hectar. Produsul este toxic pentru albine, pești și organisme acvatice. Fiecare mașină care va face dezinsecție va fi dotată cu GPS și va putea fi urmărită în timp real pe o hartă interactivă.